V-ați pus vreodată întrebarea care este calitatea apei pe care o beți zilnic? Ați fost vreodată interesați să faceți un test, să faceți o analiză, să vedeți ce apă beți în fiecare zi? Ne vom ocupa acum de problema apei potabile. Apa de la rețea, apa de la robinet, din apartamentele noastre, apa care o bem în fiecare zi. În cele ce urmează vreau să vă prezint ionizatorul, aparatul pentru ionizarea apei, un aparat care n-ar trebui să lipsească din nicio bucătărie, din nicio familie. Este un aparat de mare valoare pentru sănătatea noastră și am la dispoziție 10 minute să vă pot spune cât mai multe, vreau să vă spun cât mai multe. Practic, aparatul se cuplează la rețea. Vedeți aici, este cordonul pentru alimentare care merge la priză, așa, și avem aici două tuburi care se conectează la rețeaua de apă. Ce face ionizatorul? Ionizatorul practic separă apa în două. Pe acest tub va fi eliminată apa acidă, iar pe acest tub vom obține apa alcalină. Așa. Putem să dăm drumul. Deci aici avem un robinet care are două funcții. Dacă îl înșurubez înspre perete, atunci pot să folosesc apa menajeră, apa de la rețea. Dacă comun, atunci apa merge prin ionizator și am deja apa alcalină. Așa. Aici, vedeți, este un tablou cu contor și ne arată că funcționează. Am posibilitate să dau drumul la o voce care îmi spune ce fel de apă consum. De exemplu, acum îmi spune ce apă consum. Deci, alkaline water selected. Am selectat apa alcalină. Bun, acum o să selectez apa acidă. Acidic water selected. Deci am selectat apă acidă. Așa. Am posibilitatea să obțin apă acidă în 4 trepte. Deci apa acidă este bună pentru uz extern, pentru boli de piele, pentru întreținerea feței la 5,5 pH și așa mai departe. Aveți posibilitate aici 4 trepte de apă acidă, aveți apa neutră care este la 7 și aveți apă alcalină, posibilitate iarăși 4 trepte să selectați. Așa. Aici avem un robinet care dă pe apă alcalină. De aici am oprit sonorul ca să nu se mai audă și de aici pot să dau mai tare sau pot să dau mai încet. Apa să curgă mai încet. Cu cât va curge mai încet, cu atât ORP-ul, deci puterea antioxidativă a apei, va crește. Ce înseamnă acest lucru? O să vă arăt. Am nevoie prima dată de apă de la robinet. Luăm un pahar cu apă de la robinet. Așa. Și un pahar cu apă. Dăm pe maxim și dăm să curgă mai încet, așa, și vom observa. Eu mi-am cumpărat special un aparat care măsoară pH-ul, deci între timp vă arată aparatul, măsoară pH-ul și măsoară ORP. Așa. Deci, ăsta este apa de la ionizator, iar asta este apa de la robinet.
Așa, am desfăcut capacul. Uitați-vă, apa de la robinet. Deci, dacă măsurăm apa de la robinet, cumva dacă s-ar putea vedea, așa, deci uitați-vă, 284 este în creștere, aparatul are nevoie de ceva timp ca să se stabilizeze, dar în ritmul în care crește această valoare, deci dacă n-apare minus în fața valorii, înseamnă că este cu plus. Ceea ce îmi arată că este o apă oxidativă, cu putere de oxidare foarte mare, deci procesul de îmbătrânire este galopant cu apă de genul acesta. Deci, după cum merge și crește, va ajunge undeva la o valoare de în jur de 450-500 chiar, dar din cauza faptului că n-avem timp să așteptăm să se stabilizeze, vedeți că e în creștere. Așa? Dar acum, în această apă, vom face o experiență și uitați-vă, un produs natural. Știți ce e asta? Este ceapă. Ceapă obișnuită. Dacă în apa care are valoarea aia mare, deci punem această ceapă, vom vedea cum scade ca să vedeți ceapa, se știe că este puternic antioxidantă și uitați-vă cum descrește. Deci, acolo este ceapa, dacă vedeți, așa. Și de la valoarea inițială care a fost, uitați-vă cum descrește. De multe ori ajunge în jurul valorii de 0, deci corectează puterea de oxidare a apei de la robinet. Dar totuși rămâne cu valoare plus. Dacă măsurăm sucurile de fructe, vom vedea că ele tind să meargă spre minus, cu minus 40, minus 50, altele chiar minus 100 și sucul de orz verde este minus 400. Iar acum, apa ionizată, dacă introducem aparatul, uitați-vă, uitați-vă dacă vedeți, a apărut minus în față. Un minus mic în față, dacă îl vedeți. Deci, este în creștere și ăsta. Și până se stabilizează, deci va ajunge undeva, am scos un ORP, deci puterea de oxidoreducere, undeva chiar și la 850, la dublu față de sucul de orz verde. Deci asta îmi dă mie ionizatorul, iau un puternic antioxidant când beau apă ionizată. Cine bea apă ionizată nu răcește, merită investiția. V-ați pus vreodată întrebarea ce calitate are apa care folosiți în bucătărie, apa de la rețea cu care gătim, pe care unii încă o mai bea fără să-și dea seama la ce se expun? În cele ce urmează, vom face un test împreună, și anume testul clorului din apă.
restul clorului din apa de la rețea, apa care o folosim în fiecare zi. Pentru acest test vom avea nevoie de câteva materiale. În primul rând, o poliță de sticlă, care o instalăm foarte simplu. Ea va fi folosită ca sprijin pentru un vas transparent, în care să se vadă, în care punem apa de la rețea. Apa cu care, practic, noi gătim, spălăm alimente, le spălăm și așa mai departe. Mai avem nevoie de un pahar în care vom pune apa trecută prin ionizator, aparatul care ionizează și filtrează apa. Pe lângă aceste două funcții, deci el dă apei 6 calități curative, ea fiind o apă medicală, o apă cu care ne tratăm și ne întreținem sănătate. Vom vedea care este diferența dintre cele două ape și aceasta o vom face cu ajutorul acestei truse în care avem un reactiv care detectează prezența clorului în apă. Câteva picături și dacă există clor în apă, apa primește o culoare roz. Deci, haideți să vedem ce se întâmplă. Vom turna 3 picături în apa din acest vas. 1, 2, 3. Așa. Și vom turna 2 picături, pentru că aici este mai puțină apă în pahar. 2 picături este suficient, 1, 2, dar să fie și aici 3. Așa. Este apa trecută prin ionizator, în capacul și acum agităm și fiți foarte atenți ce se întâmplă cu apa. Primit deja culoarea roz, semn că există foarte mult clor în apă. Asta este apa cu care noi practic gătim. De multe ori noi încă o mai iau, așa cum am spus. Agităm și aici. Aici veți vedea, putem chiar ore în șir să agităm, fiindcă nu există clor în apă. Această apă va rămâne curată, va rămâne clară. Problema gravă începe de aici încolo. Noi, practic, folosim în bucătărie legume, fructe, zarzavaturi și vreau să le curăț în fața dumneavoastră și după aia să le băgăm la spălat, acolo să vedeți ce se întâmplă. Vom
Vă rog să fiți foarte atenți, pentru că testul acesta nu se face în fiecare zi, nu îl vedeți în fiecare zi. Este un test care trebuie să vă dea de gândit. Să luați măsurile necesare. Problema cu clorul este o problemă foarte gravă, având în vedere că el este cancerigen și în termen lung ne afectează sănătatea. Clorul a fost folosit în al doilea război mondial ca și gaz de luptă. Clorul este folosit și în zilele noastre la dezinfectarea toaletelor, bazinelor din ștranduri și așa mai departe. Este un produs foarte toxic. El dezinfectează, prin toxicitatea lui dezinfectează, dar introdus în organism este un real pericol pentru sănătatea oamenilor. Dacă noi nu ne protejăm, nimeni nu o să o facă în locul nostru. Așa, și avem și ceapa. Să fie făcut totul sub ochii dumneavoastră, să urmăriți cu atenție și să trageți concluziile necesare. Ne vom plăti în mare. Și pătrunjelul. Și tăiem și cartoful. Ne pregătim pentru spălare. În apă, în ideea de a le spăla. Acum să fiți foarte atenți să vedeți reacția. Din culoare roz a apei
apa revine la culoarea normală, încet, încet. Avem răbdare și așteptăm. Urmăriți cu atenție cum apa se face tot mai clară. Iar clorul din apă, practic, a fost absorbit de cartof, de pătrunjel, de ceapă, carnea care o băgăm și carne, dacă băgați numai carne goală și așteptați ceva mai mult, veți vedea cum intră tot clorul în carne. În produsele, deci produsele care le spălăm, practic, sunt contaminate de clorul din apă și noi avem impresia că le spălăm și în loc să le spălăm, noi le contaminăm și împreună cu ele introducem acea cantitate. Cu cât apa este mai multă când spălăm legumele, fructele sau zăvaturile, cu atât vom acumula mai mult clor și le vom introduce în organismul nostru împreună cu clorul respectiv. Vom încerca să scoatem afară Deci, dacă observați, apa a mai rămas un pic, foarte puțin, trebuia lăsat mai mult și atunci s-a absorbea de tot. Ea a primit încă culoarea de la cartof
nu este chiar transparent acum, dar vom mai face încă un test. Deci, avem nevoie de încă un pahar și vom lua apă din apa aceasta. Asta este apa ionizată, asta e apa pe care am spălat și vom mai lua încă un pahar, să mai luăm încă un pahar de la robinet. Și vom repeta testul încă o dată. Deci, în apa de la robinet, una, două, trei, în apa în care am spălat cartoful și una, două, trei, și în apa filtrată și ionizată mai turnăm încă trei. Așa. Și acum să vedem. Deja apa de la robinet. Se vede clar. Are color cu grămadă. Apa în care am spălat cartoful și pătrunjelul. Deci am turnat reactiv 3 picături. Apa are culoarea cartofului, dar nu mai are clor. Deci clorul a fost absorbit de cartof și pătrunjel. Iar apa ionizată, în care am băgat prima dată 3 picături și acum iară încă 3 picături, rămâne clară. Dacă ați fost atenți, acest test cred că nu mai suportă alte comentarii. Este evident că această apă este o apă curată, o apă filtrată, o apă curativă. O apă, stați puțin că ia culoarea de la așa. Acum e mai bine. Deci, aceasta este apa filtrată. O apă curată, o apă de calitate superioară. Pe când cealaltă se vede clar, este plină cu clor. Care este remediul? Fiecare poate să ia decizie în dreptul lui și dacă avem respect față de persoana noastră, dacă avem respect față de sănătatea noastră, vom lua măsurile necesare.
vreau să vă sugerez câteva soluții și am deocamdată două soluții prin care putem rezolva această problemă. Prima soluție este cea mai ieftină, este filtru mobil. Un filtru care reține clorul din apă și substanțele grosiere. Obținem cu acest filtru calitatea apei plate și ne dă bani pe apa plată și cumpără apa de băut. Este foarte indicat să folosească acest filtru, îi face amortizarea, deci recuperă investiția într-o lună de zile și se poate folosi pentru 800 de litri. Se montează aici pe țeava de la baterie și montarea se face cam într-un minut. Iar după amortizare, celelalte 11 luni, banii care i-am fi dat pentru apa plată rămân în bugetul familiei, bani economisiți. Și vă spun, nu sunt puțini. O familie de 4-6 persoane economisește într-un an de zile cu acest filtru în jur de 2.000-2.500 de lei. Este pentru o familie cu venituri mici, o familie mai săracă, dar poate să-și permită, pentru sănătatea lor, poate să-și permită acest filtru. Este o a doua soluție, ionizatorul, aparatul de filtrare și ionizare. El, așa cum v-am spus, filtrează în primul rând, după cum ați văzut, deci apa este curată, este clară și nu numai atâta, dar este îmbunătățită și îi dă 6 calități medicale. Eu cred că dumneavoastră ați fost destul de receptivi, ați înțeles acest test și deciziile vă aparțin, iar cât despre mine, eu, după cum vedeți, am ales să folosesc această investiție, fiindcă mi-am dat seama că cumpărând apa plată, apa de băut, mi-am făcut un calcul și în 2 ani dădeam pe apa plată valoarea acestui aparat. Aparatul funcționează 20 de ani, deci în primii 2 ani amortizez valoarea lui, iar în următorii 18 ani e un câștig enorm. Deci fac economie prin faptul că nu mai cumpăr apa de băut și apa de gătit, și o am acasă la niște calități care nu le găsesc în magazin. Deci, sănătatea mea și a familiei mele are prioritate. Voi face economie în cei 18 ani prin faptul că nu voi mai cumpăra apă din magazin, care oricum e de o calitate îndoielnică și se știe că apa plată la 22 de grade expusă la soare, deja bacteriile se înmulțesc și apa se compromite. Voi avea, deci, o apă medicală acasă, o apă sigură și în cei 18 ani de zile, dacă veți calcula, veți vedea că faceți economie echivalent cu valoarea a 3 mașini, undeva fiecare la o valoare de 6.000 de euro. Vă doresc multă sănătate și să ne auzim cu bine!
Un alt avantaj extraordinar pe care îl putem obține de acest aparat numit ionizator este faptul că prin el obținem apa acidă și apa alcalină. Deci este vorba despre pH-ul apei, deci valorile pH le putem obține și acide aici la scala aceasta de la 3 la 6. Deci are 4 poziții. Pe poziția 4 putem obține apă de 3 și până la 6. După aceea putem obține apă neutră. Apă neutră care este bună pentru luarea medicamentelor. Din ce cauză? Pentru că apa cu pH mai mare face absorpția foarte puternic a medicamentului și mărește efectul de 4 de 5 ori. Fiind și structurată din punct de vedere molecular, absorpția este mult mai puternică. Dar să revenim la apa acidă. Apa acidă, la ce o putem folosi? În Japonia, instrumentele medicale se sterilizează cu această apă cu valori între 2,5 și 3. Deci este un sterilizant extraordinar și apa acidă se folosește numai pentru uz extern. S-a folosit cu rezultate extraordinare în gangrene diabetice. În decurs de 2-3 săptămâni, rana s-a vindecat. Folosim apa acidă pentru dezinfectarea suprafețelor, în bucătărie, pentru tacâmuri, pentru vase, pentru tot ceea ce vrem să dezinfectăm, putem să dezinfectăm cu această apă. Dacă mergem la valoarea de 5,5 pH, practic pH-ul de 5,5 este pH-ul neutru al pielii. Pentru oamenii care, atunci când se spală la baie cu săpun și au un ten uscat, le crapă pielea pe față, pe frunte și este un inconvenient extraordinar. Trebuie să dea bani pe produse cosmetice, pe unguiente și așa mai departe, care iarăși este o cheltuială. Cu această apă, dacă pulverizăm pe suprafața pielii crăpate, vom observa că pielea primește o finețe, devine catifelată și strălucește, pur și simplu îi dă un luciu foarte frumos. Deci, pH-ul îl putem vedea și aici, începând de la pH-ul neutru, care este 7, iar sângele nostru, sângele uman, are un pH de 7,3-7,4. Alimentele care le introducem noi în organism sunt, în general, alimente acide, iar cercetările științifice în domeniul medical arată că într-un mediu acid în organismul nostru se dezvoltă cancerul, se dezvoltă toate bolile în acest mediu acid. Organismul nostru lucrează din greu ca să mențină acest pH la valoare neutră. Dar dacă noi îl ajutăm și vom introduce această apă cu pH alcalin, între 8 și 11, putem să reglăm de aici, între 8 și 11 valorile, deci are 4 trepte, pe ultima treaptă putem obține valori până la 11, eu am obținut chiar și 11 jumate. În situația aceasta, când voi alcaliniza organismul, voi crea condiții de sănătate în organism și nu voi permite să se creeze în organismul meu condiții de boală cu alimentele acide. Deci voi ajuta cu apa alcalină
organismul meu să lucreze într-un mod perfect. Dincolo de aspectul pH al apei, mai obținem cu ionizatorul încă o calitate a apei, și anume valoarea energetică a apei, măsurată în milivolți. Putem să măsurăm valoarea energetică la apa de la rețea, este cu plus, iar valoarea energetică a apei de la ionizator este cu minus. Este o mare diferență, o diferență extraordinară. Plus și minus. Ce indică plus? Plus indică o putere foarte mare de oxidare. Deci, celulele organismului meu se vor oxida prematur când iau ceva care are valoare energetică cu plus. Este oxidativă. Iar când beau ceva cu valoare minus, este o calitate a unui antioxidant. Calitatea aceasta cu minus o putem vedea la legume, fructe, zarzavaturi. Dacă măsurăm sucurile lor, vom vedea că toate au această încărcătură energetică în minus. Și eu obțin aceeași calitate, dar de multe ori peste dublu a ceea ce obțin de la legume, fructe și zarzavaturi de la sucurile lor. Acum vreau să vă spun că această încărcătură cu minus se numește ORP, adică potențial de oxidoreducere, și sunt aparate care măsoară acest parametru. Vreau să vă arăt aparatul. Deci aparatul arată așa și vreau să-l apropii, să vă arăt, să vedeți bine. Deci am aici valoarea pH. Obțin măsurătorile pH-ului a apei care vreau să o măsor. Și aici se vede ORP, deci potențialul de oxidoreducere, deci calitatea de antioxidant sau de oxidant al apei. Cei cu plus îmi indică că apa are o putere de oxidare. Ce este cu minus îmi indică calitatea acelui lichid ca fiind antioxidant. Și acum haideți să trecem la această demonstrație. Și avem nevoie de două pahare din nou. Vom măsura în primul rând apa de la robinet, apa de la rețea, apa rece. Să vedem ce potențial are. Deci vom porni aparatul de acest buton. Așa. Și uitați-vă. În fața celor trei cifre, dacă nu apare minus, asta înseamnă că este cu plus. Deci are un potențial oxidativ apa de la robinet. Vă spun din experiență, între 300 și chiar peste 600. Problema la acest aparat este că
durează destul de mult timp până când se stabilizează cifrele pe ecran. Aparatul este sensibil și măsoară gradual, dar după cum aleargă cifrele pe ecran și cresc, deci sunt în creștere, după cum observați, asta înseamnă că vom obține o valoare undeva la 400, chiar peste 400. Asta înseamnă că valoarea energetică este cu plus, ceea ce ne arată că are un efect de oxidare foarte puternic. Cu această apă, sistemul celular intră într-un proces de îmbătrânire galopant. Deci, mare atenție, apa de la robinet nu este indicat să se bea ca apă potabilă. Așa. Bun. Deci, am observat, am văzut, este cu plus, este oxidativă, puternic oxidativă, încă este în creștere, deci va merge undeva până peste 400 de data aceasta. Acum vom lua apa de la ionizator. Și vom vedea diferența. Așa, între timp. Apa de la robinet a ajuns deja până, v-am spus, deja merge chiar și peste 400, dar este clar, este oxidativă, deci este cu o putere de oxidare foarte mare, așa. Și acum luăm apa de la ionizator. Îl introducem în văzul nostru și uitați-vă pe ecran. A apărut un minus în fața celor trei cifre. Un minus extraordinar. Minus, deci peste 800 cu minus. Deci asta înseamnă că această apă are o calitate de antioxidant foarte puternic. Am obținut valori și de 870 cu minus și veți vedea ce înseamnă aceasta. De exemplu, sucul de ors verde, măsurat cu acest aparat, cu OR pe metru, merge până la minus 400 și este foarte bun în tratarea cancerului. Oamenii care suferă de cancer își întăresc sistemul imunitar cu sucul de ors verde. Este un antioxidant foarte puternic și măsurat cu acest aparat arată undeva la minus 400. Iată că apa de la ionizator are capacitatea de antioxidant încă o dată ca sucul de ors verde. Este ceva extraordinar. Cine bea această apă nu răcește așa de ușor, sistemul imunitar este întărit și rezistă la îmbolnăviri. Nu contactează așa de repede o gripă, chiar dacă o contactează sau contactează
virus și de gripă, în 2-3 zile corpul este destul de puternic ca să dezvolte cei anticorpi, dar nu este vorba de a sta în pat 2 săptămâni cu suferința care o cunoașteți. Așa, deci se vede clar, minus 824 minus 824 și încă este în ușoară creștere. Așa, iar acum să vă arăt un lucru extraordinar de interesant. Punem aici. Ceapă obișnuită. Luăm ceapa și în fața ochilor dumneavoastră o curățăm. Această experiență sau demonstrație o să facem cu apa, nu cu apa ionizată, ci cu apa de la robinet, cu apa de la rețea, care a trecut de valoarea de plus 400, deci o valoare foarte mare care arată puterea de oxidare a apei. Așa. Și acum, în apa aceea cu plus, o să introducem ceapa mărânțită. Deci, vedeți ceapa, am mărunțit-o și o introducem în paharul cu apa de la rețea. Uitați-vă atenți ce se întâmplă. De la 400 uitați-vă cum coboară spre minus. De la 400 deja a coborât sub 200. Uitați-vă cum coboară în jos. Pe măsură ce supul din ceapă se dizolvă în apă, valorile coboară.
oricum de la valoare de plus 400 a coborât sub 200, după cum vedeți, ceea ce înseamnă că sucul de ceapă are valori cu minus și a încercat să corecteze acea valoare cu plus de la 400 a coborât sub 200. Cum vă spuneam, sucul de ors verde înregistrează o valoare cu minus 400, un puternic antioxidant. Ceapa, ați văzut, deci are undeva o valoare mai mare de minus 200, pentru că minus plus 400 a fost apa de la robinet, iar acum, după cum vedeți, este sub 200, 160 și... Asta înseamnă că valoarea sucului de ceapă este undeva la un minus de 200-240. Așa, asta am vrut să vă arăt. Iar apa de la ionizator. O mai vedem încă o dată și uitați-vă ce apare imediat. Imediat a trecut la minus în față peste 800. Iată valoarea acestui aparat. Îmi dă o apă puternic antioxidantă. Iar dacă măsor valoarea aceasta de antioxidant la nivel celular cu scannerul biofotonic, voi vedea cum se ridică valorile de absorpție a antioxidanților la nivel celular. Acum vă prezint în cele ce urmează scannerul biofotonic. E un aparat foarte valoros care măsoară nivelul de antioxidanți, mai bine zis, nivelul de carotinoide, care este primul strat defensiv care îl găsim sub piele. Cu cât nivelul de carotinoide este mai ridicat, cu atât nivelul de antioxidanți, de asemenea, este foarte ridicat. Practic, descoperind cu această scanare care este nivelul de carotinoide de sub piele, vom descoperi bogăția sau sărăcia de antioxidanți care o avem în organismul nostru la nivel celular, măsurat la nivel celular. Este foarte important să măsurăm prezența antioxidanților la nivel celular, deoarece analiza sângelui nu este tocmai relevantă pentru a stabili nivelul de antioxidanți din organism. Pentru că nu sângele este ultima stație a antioxidanților în organism, ultima stație fiind celula. Antioxidantul trebuie să ajungă la celulă cu nutrienți, vitaminele de asemenea, iar dacă am măsurat la nivelul sângelui, nu știm cât din prezența antioxidanților, vitaminelor și mineralelor din sânge iau drumul spre hrănirea celulei sau ia drumul spre eliminare. Este foarte important, deci, să stabilim acest nivel de antioxidanți la nivel celular. Acolo ne interesează pe noi ce avem sau ce nu avem. Dacă avem, este bine, dar dacă nu avem, trebuie să facem tot posibilul ca prezența antioxidanților să fie cât mai mare în organism. Scannerul măsoară, începând cu 10.000, 10.000 este nivelul cel mai mic care îl poate măsura aparatul. Și un nivel normal ar trebui să înceapă undeva de la 50.000 în sus. Acolo, dacă avem 50.000 sau peste 50.000, semnul este că sistemul celular este protejat cu antioxidanți împotriva radicalilor liberi. Deci, introducând antioxidanți în organismul nostru, practic, noi protejăm celula împotriva cancerului, împotriva radicalilor liberi care devastează organismul.
Deci vom proceda acum la verificarea, de exemplu, a mai multor fructe. Deci avem o lămâie și, și eu sunt foarte curios, încă n-am mai făcut acest experiment, dar acum o să-l facem să vedem ce nivel de antioxidanți găsim în lămâile care le cumpărăm. Tăiem lămâia în două. Așa să nu curgă. O spargem un pic șervețelul. Așa. Și scoatem capacul. Se vede mai bine. Aici se observă raza laser. Deci e o rază laser care, practic, o să punem mâna și în timp de 2 minute aparatul scanează și face lucrul lui și afișează aici pe ecran valoarea. Acum, în loc de mână, vom pune, deci acum a început scanarea. Și în decurs de 2 minute vom primi rezultatul. Este foarte important acest test, deoarece nu îl putem face nicăieri decât cu scannerul biofotonic și este de mare valoare, cum v-am spus. Merită fiecare să-și facă un test din când în când. Merită să vedeți care este protecția dumneavoastră la nivel celular cu antioxidanți. Valoarea maximă pe care o măsoară aparatul este 200.000 de unități. Dar cum v-am spus, 50.000 ar trebui să fie începutul. Așa. Cât? 31.000. Așa. Suprapune, mai. Deci, se vede 31.000 are lămâia. Practic, lămâia ar trebui să aibă peste 100.000, dar vedeți condițiile în care legumele și fructele sunt crescute, ele sunt crescute, practic, pentru comercializare. Nu prea interesează pe multă lume ce conține. Din cauza aceasta vedem lipsa antioxidanților în legume și fructe. Următoarea scanare o să facem la un alt produs. Este ceapa obișnuită. Sunt foarte curios să vedem ce valori de antioxidanți găsim la ceapa. Și încercăm să vedem. Deci, începând de acum, 2 minute durează scanarea. În prezența antioxidanților stă sănătatea sau în lipsa antioxidanților stă vulnerabilitatea organismului nostru. Cea mai importantă investiție care poate să facă cineva încă atâta timp cât mai are sănătate este chiar investiția în sănătate. Deci, după cum puteți să vedeți, 11.000 de unități. Foarte puțin. Deci, foarte puțin ceapa ar trebui să aibă de asemenea peste 100.000 de unități. Dar aceasta este realitatea. Legumele și fructele, practic, nu mai conțin ceea ce ar trebui să conțină. În cele ce urmează,
vreau să fac propria scanare, deci sunt curios să văd nivelul de antioxidanți care am la nivel celular. Începem scanarea, o să pun mâna și timp de 2 minute trebuie să așteptăm să vedem care este valoarea. Oricum, vreau să vă spun, în urma scanărilor făcute în România, nivelul mediu al scanărilor românilor este undeva între 19 și 25.000 de unități. Undeva sub nivelul de jumătate, când ar trebui să pornească un nivel bun de sănătate. Este îngrijorător. Dar nivelul nostru nu este așa de rău ca și cel al americanilor. În Statele Unite, nivelul lor este sub 19.000, nivelul mediu. Au trecut cele 2 minute și vrem să vedem rezultatul afișat. Să vedem. Cât e? 54.000. Ok. Deci sunt undeva totuși peste 50.000. Este un semn bun. Următoarea scanare o să facem la soția mea, Viorica. Suntem foarte curioși să vedem care este rezultatul. Haide. Cealaltă scanare, cred că ți-a făcut un pic avea. Nu mai știu. Este de bine. În jur cu 40. Cam 45. Gata, valoarea este afișată deja. Hai să vedem. Patruzeci și trei de mii. Deci ați putut observa, în felul acesta măsurăm nivelul de antioxidanți din organism și putem să ne facem o imagine a stării de sănătate sau a protecției care o avem la nivel de celulă. Deci, în cazul
meu și al lui soția, deci încă se mai poate merge până la 200 de mii, încă se mai poate lucra pe sănătate și încercăm să îmbunătățim aceste lucruri. Dar având în vedere că cei mai mulți au valori îngrijorătoare, practic aceste valori ar trebui să fie ridicate cât mai rapid și condiția de sănătate să fie îndeplinită în organism. Practic, trebuie să fim conștienți că o definiție a diagnosticului pe care am putea să o dăm este ceva de genul. Diagnosticul este, de fapt, suma tuturor neștiințelor sau, în cazul în care știu anumite lucruri și nu le fac, a neglijențelor acumulate în ani mulți din trecut în care mi s-a părut că sunt sănătos. Când un diagnostic de cancer vine, el vine atunci când aproape nu se mai poate face nimic. Aparatura care noi avem, chiar și în zilele acestea moderne, descoperă cancerul în faze terminale. Deci când cancerul este descoperit în organism, atunci nu prea se mai poate face mare lucru. Dar în situația aceasta, cu scannerul biofotonic, detectăm dacă sunt condiții prielnice de dezvoltarea cancerului sau nu în organism. Dacă am o protecție cu antioxidanți suficient de bună, atunci este bine. Dar dacă am o valoare sub 50.000, atunci este semnul că trebuie să fac tot ce pot să introduc în organism vitamine, minerale, nutrienți, elementele acestea vitale de care celula noastră are nevoie. Cum putem să facem aceste lucruri? Vedeți, putem prin legume și fructe, dar ele de multe ori nu conțin ceea ce ne-am așteptat să conțină și atunci trebuie să avem în vedere că sunt anumite suplimente nutritive extrase din legume și fructe de bună calitate care ridică nivelul acesta de antioxidanți foarte bine. De asemenea, apa îmbogățită cu oxigen, apa ionizată ridică bine nivelul de antioxidanți și, după cum ați văzut, deși nu consum într-un mod regulat legume și fructe și sublimez nutritiv sau apa de care v-am spus, totuși ați văzut, nivelul este peste 50.000. Deci, dacă aș lua-o mai în serios, nivelul cu adevărat s-a ridicat mai mult. Și vreau să îmi propun să fac lucrul acesta. De asemenea, vă încurajez pe fiecare să faceți tot ce puteți pentru a avea un nivel de antioxidanți cât mai mare la nivelul celulelor dumneavoastră. Vă mulțumesc! O altă caracteristică și un alt avantaj al ionizatorului este că el ne dă o apă specială, o apă structurată sau restructurată din punct de vedere molecular. Apa restructurată are o formă hexagonală a moleculei și are puterea de pătrundere de 4 de 5 ori mai mare decât molecula de apă normală. Din cauza aceasta, cu apa ionizată este interzis să se administreze, să se bea medicamentele, tocmai din cauza aceasta că apa ionizată mărește efectul de 4 de 5 ori a medicamentului. Deci, totdeauna medicamentele se vor lua cu apă doar filtrată sau apa de la rețea, dar foarte important este să fie filtrată. Să înțelegem importanța că
acest lucru reprezentat oarecum grafic. Deci este vorba despre molecula de apă, H2O, care trebuie să vă imaginați cam în felul următor. Molecula de apă ne imaginăm ca un ciorchile de strugure cu 18 bobițe. Aceasta este structura normală a apei de izvor, apă de fântână, apă de la rețea. Dar sunt câteva metode prin care restructurăm această apă și restructurarea constă în spargerea acestei molecule în 3, 4 sau 5 părți, în care se restructurează, primește forma hexagonală, cu câte 4 până la 6 bobițe. Deci, molecula automat devine mai mică și veți vedea care este importanța. Importanța este că această moleculă mai mică, o avem aici, funcționează ca un cărăuș care, aici am simbolizat o găletuță, poartă hrană la celulă. Deci hrana celulei sunt elementele vitale, vitamine, minerale, nutrienți, oligoelemente și așa mai departe. Fiind restructurată și având forma aceasta hexagonală, avantajul mare este că, deci membrana celulară a celulei are niște găuri care primește nutrienții prin molecula de apă. Și dacă molecula de apă nu este restructurată, ci este în forma aceasta de aici, ea nu încape, practic, prin găurile membranei celulare. Și din cauza aceasta, hidratarea cu apă normală se face extracelular, printre celule. Iar din 2 litri, cine reușește să bea și 2 litri pe zi, normal, cine nu bea 2 litri de apă pe zi, este declarat un om bolnav. Dar chiar dacă bem 2 litri pe zi, corpul nostru, deci funcțiile organismului nostru, nu reușește să restructureze apa, deci molecula de apă, și să o împartă în 4-6 clusteri. Deci bobițele acestea se numesc clusteri. Deci restructurarea constă în spargere, reformarea, regruparea în câte 4 până la 6 clusteri, care se încarcă cu vitamine, minerale, nutrienți din alimente și intră, poate să intre în gaura membranei celulare, să ducă nutrientul, iar aici am simbolizat cu o măturiță care va scoate toxinele afară, va face o curățare în celulă. Deci după ce îi dă hrana necesară, îi face și curățarea. Ei, imaginați-vă că organismul nostru, deci din 2 litri de apă care îl consumăm pe zi, reușește să facă 200 de mililitri, în medie 200 de mililitri de apă restructurată. Iată din ce cauză noi acumulăm toxine la greu. Pentru că foarte puțină apă restructurată poate să intre în celule ca să ducă hrană și să scoată toxinele afară, să facă curățenie. Din cauza aceasta, multe elemente vitale noi practic le eliminăm angro afară. Tocmai din cauza aceasta, ele intră aici, dar din cauza faptului că nu pot să intre și să hidrateze și să hrănească celula, ele iau calea eliminării. Este foarte important apa care o bem, deci să fie
restructurate celular să aibă forma aceasta, să fie restructurate molecular, pardon, și să aibă această formă ca să poată să pătrundă în celulă. De unde și cum putem să facem aceasta? Cel mai perfect se poate face prin operația de ionizare a ionizatorului. Acest aparat face 100% restructurarea moleculară prin electroliză. Mai este și o altă metodă prin trecerea apei printr-un câmp magnetic, dar acolo maxim 40% se restructurează apa. Nu este de aceeași calitate ca și ceea ce obține prin acest aparat, prin ionizator. Să vă arăt practic ce înseamnă apa restructurată molecular. Avem nevoie din nou de două pahare. Avem nevoie de o cutie de ceai. Se poate vedea, este un ceai de gălbenele. Deschidem cutia. Și avem pliculețele de ceai. Așa, asta nu are pereche, deci ele sunt tot câte două. Deci tot câte două și vom lua și vom folosi aceste pliculețe concomitent să vedem apa de la robinet, de exemplu. Deci rupem așa și una introducem într-un pahar, cealaltă introducem în celălalt pahar, așa, și vă rog să fiți foarte atenți ce se întâmplă. Vom folosi, în primul rând, apa de la robinet, apa de la rețea. Lăsăm aici paharul. Acum, în paharul următor, lăsăm apa să treacă prin ionizator. Și fiți foarte atenți. Se poate observa diferența. Deja a început să dizolve și să scoată principiile active. Așa. Haideți să vedem. Uitați-vă. Este clar, nu? Și aici nu se întâmplă absolut nimic. Vreau să vi le apropii, să vedeți diferențele. Deci, aceasta este apa restructurată molecular. Uitați-vă, deja a scos din principiile active a ceaiului de gălbenele. Așa? Și acum, mai mult decât atâta, uitați-vă, îl dau afară și să vedeți de câte ori va scoate încă din ceaiul ăsta uitați-vă ce înseamnă
apa restructurată molecular. Este a doua oară. A treia oară. Patra oară. A cincea oară. A șasea oară. A șaptea oară. A opta oară. A noua oară. Încă mai are, deci a zecea oară și merge chiar și mai mult, deci dacă le ținem în apă plicurile mai mult, deci ați putut să vedeți, e când aici nu s-a întâmplat, abia acum parcă începe să se schimbe un pic, dar ați văzut diferența dintre cele două. Este un aparat prin excelență care ne ajută în felul acesta, apa care o bea are această structură moleculară schimbată. Ați văzut cum dizolvă imediat substanțele din ceai, principiile active. Exact așa se comportă în organismul nostru, dizolvând colesterolul, dizolvând tot ce este în plus, tot ce este toxic, tot ce nu este binevenit în organismul nostru. Le desprinde de pe intestine, dizolvă, cum am spus, colesterolul și le antrenează spre eliminare. În același timp, poartă nutrienții, intră în celulă, cum am spus, cu nutrienți, cu elementele vitale și face curățenie și în felul acesta ne asigură o sănătate de dorit. Deci, această investiție merită să o facă fiecare care înțelege aceste lucruri.
puternic antioxidantă. Iar dacă măsor valoarea aceasta de antioxidant la nivel celular cu scannerul biofotonic, voi vedea cum se ridică valorile de absorpție a antioxidanților la nivel celular. Acum vreau să vă arăt altceva. De ce este important să introducem antioxidanți în organism? Și aici a reprezentat din nou antioxidanții și numai puțin așa. A reprezentat aici antioxidanții cum acționează cu celula. La mijloc, aici, avem reprezentată celula de bază, care are o membrană cu găuri prin care intră nutrienții în celulă. În jurul celulei, un sistem de apărare cu antioxidanți. Deci aceste punctulețe reprezintă antioxidanții care noi îi obținem din legume, fructe și zarzavaturi. Celulele se înmulțesc din cealaltă hrană. Mâncăm pâine, mâncăm cartofi, mâncăm carne, mâncăm... Deci sistemul celular se dezvoltă din alimentele acelea. Dar din legume și fructe și zarzavaturi se formează protecția cu antioxidanți în jurul celulei, care funcționează ca niște soldați. Și aici, dacă observați lângă punctulețe, am arătat cum ar fi două săbii și un scut. Deci, antioxidantul se luptă și apără în același timp celula de radicalul liber, care caută să distrugă celula. Dar dacă am un sistem de protecție cu antioxidanți, așa cum vedeți aici, de jur împrejur, celula este în siguranță. Problema este că cei mai mulți nu mănâncă și nu introduce în organism suficienți antioxidanți prin legume, fructe și zarzavaturi. Și atunci, ce se întâmplă? Acești antioxidanți, acești apărători, acești soldați care se sacrifică în lupta cu radicalul liber care caută să distrugă celula, ei vor fi mai puțini. Vor fi unul aici, restul lipsă, unul vom găsi aici, unul aici, și din cauza aceasta radicalii liberi au trecere liberă, pentru că nu sunt suficient soldați care să apere celula de acești intruși. Este foarte important să avem o protecție cu antioxidanți la nivel celular. Și toți acești antioxidanți sunt cu valoare energetică minus. Deci, dacă beau apa ionizată, voi avea un sistem de apărare cu antioxidanți extraordinar de bine pus la punct. Din cauza aceasta, încă o dată, vă spun, valoarea acestui aparat este extraordinară și cine dorește să aibă un sistem imunitar foarte bun, un sistem de apărare cu antioxidanți în jurul celulelor lui, este bine să folosească apa ionizată împreună cu legume, fructe și zarzavaturi. Dar vă spun,
chiar dacă folosiți doar apa ionizată, veți vedea ce rezistență aveți în câteva săptămâni, în câteva luni de zile, deja se observă. Eu vă doresc multă sănătate și cred că ați fost destul de receptivi la acest mesaj. Țineți cont de el, pentru că în funcție de cum vă asigurați sistemul de apărare la nivel celular, așa de bine va fi dezvoltat sistemul dumneavoastră imunitar împotriva bolilor. Vă voi prezenta acum modul de funcționare și modul de utilizare al ionizatorului. În primul rând, ionizatorul este legat la rețeaua electrică, acest cordon de alimentare care conduce undeva la priză și îl alimentăm cu curent electric. Curentul electric avem nevoie pentru electrolizorul din dinamometru și pentru aparatura electronică a aparatului. Vreau să vă spun, în acest aparat este inclus sau introdus multă știință, multă aparatură electronică ca să dea o apă de calitate superioară. După aceea, printr-un furtun, îl conectăm la rețea, la rețeaua de apă de la robinet. Aici avem un al doilea robinet care dirijează apa prin ionizator. Deci în cazul ăsta este cuplat aici robinetul și va merge prin ionizator. Uitați-vă, așa. Oprim apa de la rețea. Acționăm acest robinet și acum vom obține apa direct de la rețea. Acum nu mai merge prin ionizator. Și când vreau să meargă prin ionizator, cuplez aici și am redirecționat prin ionizator. Ați văzut? Curge apa prin ionizator. Ce se întâmplă? Apa alcalină, în cazul în care selectez aici apa alcalină încurge pe aici, iar apa acidă încurge pe acest furtun care vine tot din ionizator. Deci se poate vedea în cazul acesta este selectat acum cu apă alcalină, aici încurge apă acidă, iar aici încurge apă alcalină. Ok. Aparatul este prevăzut la mijloc cu un buton care asigură sonorul. Și să vedem. Acționez acest buton. Așa. Și acum va acționa acea voce care mă anunță ce fel de apă am selectat. Alkaline water selected. Am selectat apă alcalină. Este pe ultima treaptă. Aici se vede beculețul, un beculeț verde, dar pe ecran parcă se vede galben. În realitate aici este verde, un verde deschis. Așa. În cazul în care vreau să-mi curgă apă de 10, apăs aici
acum e zboară, ce merge? A trecut pe 8. A trecut pe 8. Așa. Vreau următoarea treaptă. Acum e zboară, ce merge? Treapta a doua. Treapta a treia. Treapta a patra. Așa. Dacă mă deranjează această voce, mă opresc de aici. Așa. Acum vreau, de exemplu, apă acidă. Dau drumul la voce, dacă vreau. Așa. Și... ați auzit? Acidic water selected. Și culoarea se transformă în culoare roșie. Deci, totdeauna culoarea roșie indică interzis. Deci, interzis de consumat această apă, de băut această apă. Când mai dau o dată aici, când dă pe prima treaptă, valoare de 6, pH, mai dau încă o dată, când dă pe treapta a doua, valoare de 5, poziția a treia, valoare de 4 și poziția a patra, valoare de 3. Așa. Acum, ce este foarte important, dacă vreau apă neutră, am aici acest buton. Apă purificată, purify water selected. Deci, de aici selectez apa purificată, aceasta nu este nici acidă, nici prea alcalină, este neutră, apa neutră. Așa. Ce mai trebuie să știți? De exemplu, vreau o apă puternic alcalină. În cazul ăsta, am aici robinetul acesta, care, după cum îl fixez, deci pot chiar să opresc apa de aici și pot să o pornesc de aici să curgă foarte încet. Nu mai am nevoie de vocea aceasta, vreau să o opresc, că ne deranjează. Cu cât curge mai încet, cu atât valoarea pH-ului va fi mai mare și valoarea ORP-ului, potențialul de oxidoreducere, deci calitatea aceea de antioxidant al apei, va fi mai mare. Și cu cât dau mai tare debitul de aici, cu atât valorile vor fi mai mici. Deci, practic, la acest robinet, eu pot să mai ajustez, să mai reglez valorile. Chiar să opresc. Așa. Deci, cam acestea sunt manevrele principale, felul în care pot să manevrez acest aparat.